În urma exploziei, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău au fost transportate două victime, o femeie în vârstă de 65 de ani și o fetiță în vârstă de 6 ani. Femeia în vârstă de 65 de ani a suferit o arsură prin explozie, spațiu închis pe 10% din suprafața corpului, gradul 1 la nivel facial, cervical, mâini, antebraț bilateral și coapsă, iar fetița în vârstă de 6 ani a suferit o arsură prin explozie, gradul 1 la nivel facial și la nivelul mâinii stângi. La acest moment, ambele victime primesc îngrijiri medicale.